Uite aici echipa Cardo. Stăm de 5 minute să-și conecteze comunicatoarele între ele. Mă auzi? Mă auzi? Te aud? În sfârșit. Da, bună dimineața tuturor. V-a plăcut intro-ul. Am făcut un intro, m-am plictisit așa într-o după-amiază și am făcut un intro, să nu intrăm direct așa în acțiune de fiecare dată. Imediat ieșim din Cluj și ne ducem până Apuseni. Da, cred că traseul ăsta am încercat să-l facem când era raliul Clujului. Atunci am fost nevoit să ne întoarcem, câine, să nu te calc. Miramaș de tine, potaie. Deci atunci am fost nevoit să ne întoarcem, dar de data asta s-ar putea să nu mai fie nevoie și să ne putem duce liniștiți. Da, am început să ne băgăm pe off-road și mergem. Am încercat să fac o săritură acolo, dar slăbuț. M-am zădat de atâta. Da. Păi la mine pe mijloc era aproape plat. Da? Atunci mai folosesc anul ăsta. Pot. Că... faină zona asta. Ce-a fost asta? Da, luăm un miel cu noi? Da? Luăm un miel cu noi? Da. Ce nu-mi place combinația asta de cringe, șanț, în care trebuie să stai în picioare, să-ți menții echilibru, să nu intri în șanț, dar în același timp să și te apleci, să nu iei cringe în bot. Dar na, ce să faci, nu poți plănui tu traseul. Traseul e așa cum e. S-a cam spălat drumul pe aici. A făcut și el bani. Dar ne descurcăm. nu vă ciocniți. Mamă, ce faceți? Ce faceți, domnilor? Deci la Alex i-a venit o idee trăznită să ne băgăm pe un drum, adică ăsta, ce l-am încercat în primăvară. Da, în primăvară, cum era ud, nămol și de tăte, și plus că e destul de abrupt, ne-am întors la un moment dat. Că, era primăvară, ziua scurtă. Și aici, în curba asta, i-am întors, că i-am aruncat motoarele. Aici i-am aruncat motoarele, că acum am urcat. Și acum încercăm să-l facem până sus, să vedem ce e. Ce ai vrut să faci acolo, să treci? Nu. Ah.
No. Scurtătura lui Alex. Hai că prima porțiune am urcat-o eroi. Dă-i, 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 nu te opri. Uite ce se întâmplă, ce se întâmplă dacă nu ți-ai avânt. Și încerci să mergi la relanti. Alex, Alex, hai înapoi, în spate, pe partea asta și ți-ai avânt și pleci. Vreau să în felul următor. Porțiunea asta e destul de dificilă. No, Alex și-a pierdut din inerție și... No, să văd cum urc eu pe motor. Și-a pierdut din inerție și i-am chinuit un pic să îl urcăm. El, în schimb, s-a descurcat. Și acum e rândul meu. Să vedem ce-a fi. N-a fi nimic dacă l-aș cric cu jos. Am dus un pic prea sus, dar m-a redresat. Ai, 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 ce i-am dat! Bă, m-am descurcat! Pentru ei. No, păi dacă e așa până sus. Învinși din nou. Ei, nu neapărat învinși. I-am încercat. Ai. Dar e pic chinuitor, mă, deja. Adică, no, să zicem că urci, că de urcat poți urca, dar dacă alunecă unul dintre noi în șanț, e foarte greu să scoți motorul de acolo. Îmi cobori undeva la un metru. Așa că mai bine ne vedem noi de curul nostru și mergem pe drumuri mai liniștite. De cobor, cobor, problemă. Frumos, în frână, de motor, de spate. Dar se teme Alex. A fost foarte plăcută trânta care o băgat-o. Și dacă nu vrei să te prefuiești, când este off-road în grup, nu-i tocmai recomandat, dar asta e o metodă. Stai aproape de cel din față, cam la 2 metri în spatele lui, dar un pic în stânga sau în dreapta, cum îți permite drumul. Așa nu iei tot praful, cum îl ia pe colegul, nu iei tot praful pe tine. Bineînțeles, există și riscul să vă ciocniți.
fiind așa aproape, el dacă face ceva schemă sau trebuie să oprească brusc, s-ar putea să le ia imprimire. Dar nu, la toate sporturile există riscul. Tot apa care curge, asta se zice 80% pe galerie. Și este și acolo. Bineînțeles, sloganul, nerisitul Logan. Ui, ui, ui. A luat un pic în față să-mi facă cap. Așa e mai sigur. Greu te decis. Mai repede. Am terminat zona tehnică. Tot e vorba de traseul pe care l-am alegi să abordez bolovanii. Că în rest se duce.
No, acum urcăm un pic pe Muntele Mare, cică. Ai prins și tu un șanț. Ia-ți avânt. Ne. Tili, mă asculti? Învârte stânga și hai în spate. Da? Și hai în spate. No, așa muieți avânt. Stai că iese. Avânt, nu mă. No. Pe acolo? Nu știu, noi i-am dus. Și pe asta se aduce de acolo? Abar n-am, hai că mă uit o hartă. Bine, mă. Eu nici nu pot lăsa cricul jos. Am simțit 2-3 picuri. Am greșit un pic traseu, acum ne întoarcem la drum. E ca... Bă, stai și brani fix pula. Cu pula s-o curită. Acum numărul ți-am atins. Stai mă să fac și eu o poză, că nu pot, tot am filmat, dar poză ciuciu banana. Dar cum ai ajuns aici picat? Te rup ceva? Bă, sper că nu. Nu o să te rup nimic. Orgoliu. Hai, sus! Ei, ce ploioc vine! Noroc că nu-i în șanț! Hai, poate? Virează dreapta, stânga! Virează stânga! Aici o fulgerat! Puuu! Hai să o tăiem! Hai să o tăiem! No? Din tură moto o deveni tură de supraviețuire. No, fugim de o ploaie, dăm de alta. Uite ce e acolo. Numai să nu ne trăznească. Bă, da, urât ai picat. Vai. Dar e tăietură sau ruptură de undeva? În piatră, așa e? No. Hai că în cel mai rău caz e o fisură. Ia să vedem. Mi-a vorbit un pic palma. Prin mănușă, mă? Îți dau bandaj? Păi trei bandaj, n-are ce să facă. Oare avem ceva de curățat în truselele de prim ajutor? A trebuit să am. Ba neocil ceva. Hai să vedem. Să vedem bine toate. Ța, șfânul. A venit tare un pic, ce trebuie. Să vedem ce trebuie de aici. Niște bani neocil dacă ai. Nu, dă-mi niște
Compresă și să prindem cu mâna. Cu... Da, dar să cureți un pic. Ce să cureți? Nu mergem. Hmm? Asta e compresă. Deci să-ți ies un pic sângele. Am Nurofen. Și eu la strel. Asta e de curățătoare? Nu știu, în ce limbăță? În germană. Dar e ce-ți în germană? Asta e wet tissue. Asta, cu asta poți să cureți. Bun, hai să-ți dau un... Robi, curăță fricul ăsta. Șterge cu celălalt. Dă-mi pic asta jos. Pizda, mă, mie de... Motocicletă. Să nu-ți dau casca jos. Așa, 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 lasă să ieși un pic de sânge. Ca să se curețe și după ce... Nu e așa rău, bag pula mea. Ia și asta. Lasă asta. Te ustură? Da. Te ustură când pui șervețelul? Nu. Nu, înseamnă că nu e de ăla. Nu, un pic, nu știu aici. E calm. Nu, uite, tisti tutorial, că ăsta e de curățat. Ia, uite că sunt despre cam. Hai, că doar un pic suprafața. Păi sub pielea aia e. Da, da, nu-i mișcă, 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 n
Asta am acasă. Am acasă, cum se cheamă? Vermont. Tipul ăla înapoi aici. Aici, aici trebuie. Știi cum? Tu dacă vrei, vrei poți cu mâna cealaltă să tragi frenile astea. All good. No, nici tare nu-i bine să mergi. Te fură. Te fură, l-o fura pe Ili. O curbă și... No, după cum ați văzut, s-a dus în șanț. I-a intrat o piatră în mână și i-a trecut pe-n piele și mușchi. Mușchi de la palmă. Și acum o să oprim aici în, nu știu cum se zice, buscat. Și o să ne uităm un pic mai bine, să vedem cum se simte și el. Deci, oricum e posibil să încheiem tura, că nu, în condițiile astea nu e ok să meargă. Am scăpat și de ploaie și de furtună. Aproape s-o mai opri, dar nu cât am vrea noi. Adică nu de tot, mai plouă un picuț. Dar în curând s-ar putea să scăpăm de ea. Deci cum ziceam, mai devreme ne ducem spre casă. La Ili destul de rău mâna.
Și așa că mergem spre Căsucă. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta. Nu uitați să vă abonați și să mai dați și câte un like. Ne auzim data viitoare.